Bună dimineața, la o oră matinală. Azi este 15 noiembrie 2020. Sunt alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Am venit să mă văd cu o doamnă pentru a ajuta să organizeze secția de votare în Londra. Am rămas foarte impresionat să văd la ora 5:30 dimineață oameni punându-se la rând ca să voteze. Dragi români, Anatolie a venit pe ploaie, a venit cu noaptea în cap ca să organizeze buna desfășurare a alegerilor pentru prezidențiale. Am rămas complet impresionat de ceea ce am găsit aici. Oamenii din Republica Moldova au dat dovadă de un patriotism extraordinar și s-au prezentat la vot în număr foarte, foarte mare, în ciuda faptului că plouă, că e vânt, că e frig. Lockdown. Este lockdown, că este pandemie. Oamenii dau dovadă de un patriotism adevărat. Îl am pe Anatolie alături de mine, care e un voluntar, și ne spune și el două vorbe. Vreau să vă spunem că persoanele din Republica Moldova, din diaspora, într-adevăr, sunt foarte motivați ca să facă o schimbare în țară, sunt foarte activi, participă la vot în număr mult mai mare față de primul tur. Nu i-au încurcat, cum a spus și dumneavoastră, nici ploaia, nici lockdown-ul. Toți speră într-o schimbare. Dacă noul nostru președinte va avea puterea și va fi susținut, noi credem că ei vor face schimbarea. De asta toată diaspora sunt aici, indiferent de orice condiții meteo. Anatole, mult succes! Cu plăcere și dumneavoastră! Și succes în ceea ce faceți! Da. Mulțumim! O zi bună! Alături de Ion, un om care s-a ocupat cu asigurarea bunei desfășurări a secției de votare din Londra. Ioane, poți să ne spui și tu ceva? Bună dimineața! Vreau să vă transmit un mesaj, dragi români. Nu pot să cred că la ora 5:30 dimineață lumea a venit foarte ordonat, s-a așezat la rând, aștept să-și exprime votul pentru președintele lor. Sper să faceți și dumneavoastră același lucru. Uitați aici câtă lume avem, da? De la 5:30, atenție, pe ploaie, frig și întuneric, au venit să-și voteze viitorul președinte. Un exemplu bun de urmat. Vă așteptăm pe 5-6 decembrie să facem același lucru. Am rămas foarte impresionat de câți oameni s-au prezentat la secțiile de votare. M-a dus cu gândul la oastea lui Ștefan cel Mare. O oaste care luptă pentru democrație, pentru adevăr, pentru dreptate. Și iată că dau dovadă și aici în Marea Britanie de unitate, în ciuda ploii, în ciuda întunericului, dimineața la prima oră au fost prezenți ca să-și exerce dreptul de vot. Este un exemplu bun de urmat și sper că pe 5 și 6 decembrie frații noștri români vor face la fel și vor ieși la urne pentru a decide viitorul Parlament al României. Vă aștept alături de mine!